urmează la Cronică. Gigi se dă în stambă cu tiki-taka lui. Tiki-taka Barcelona. Cocalarul Badea în maiou se dă rocker. Rag așa intens cu un talent imens, în maiou vă sperii. Și avem și mari comici ai micilor ecrane. Dacă îi spun răutate mică, se supără? Scârbă mică. La înciusez. Scârbă mică. Ce faci? Ce te faci? Asta este, n-ai ce să faci. Scârbă mică. Poți să-mi zici ca să mă bucur? Da, ăsta mic, spuneți. Așa îmi place. Câteva momente revine Cronica Cârcotașilor. Avem, să știți, tânăra generație, în primul rând vreau să o filmați pe aia mică sus acolo. Hei, aia, așa e, uitați-vă la aia. Uitați-vă ce facebookist avem, extraordinar. Mai avem două fetițe mici, uite acolo, ia uite, ochelaristo, la camera, uite-te, mă. Tu să nu te iei de ochelaristo, foarte important. Lângă este fetița domnului Viorel Dodoc, aici prezent de față cu chitara în brațe. După cum vedeți, e numai taxul la semânare. Și mai avem una mică, ia uite, pe partea cealaltă, deci pe partea cealaltă, fiți atenți. Mamă, ce copilărie, copilărie, grădiniță. Ai? Pe partea cealaltă? Miercurea e un fel de... Acolo, uite ce împletită e toată. Deci miercurea e un fel de after hour. Da, de after hour, da. After school, pardon, after school, veniți cu... Cu copiii aici, la noi, nu e nicio problemă. Noi rezolvăm problemele. Vă mulțumim vouă că ne trimiteți tot felul de chestii pe Facebook și uite, ajung la noi în emisiune. Pac, eu am aici și știrile, avem și o știre bună. 17 mineri au fost scoși la suprafață, deci este loc pentru guvern. S-a făcut loc. Vi-l prezentăm acum la Cronicuță pe domnul Fumuru de la Irealitatea. Bine, noi știm cum îl cheamă, dar colega lui mai puțin. Vrem acum cu Petre Cătălin Fumuru. Bună dimineața, Petre, cum va fi astăzi? Vezi, asta e problema dacă studiourile sunt prea mari și oamenii nu ajung să se cunoască. Sunt așa ca niște roboței pe plantație. Vrem acum cu Petre Cătălin Fumuru. Bună dimineața, Petre, cum va fi astăzi? Mai grav e că Nea Fumuru s-a și enervat pe chestia asta și a răbuvnit. Dar după ce a ieșit din direct, sau mă rog, credea el că a ieșit din direct. Nu mai bine. Băi, eu nu înțeleg, mă, de ce... E normal, nu înțelege de ce de fiecare dată cineva îl pronunță pocit. Ce să-i faci, coane? Nepotrivea la naibii. Nu mai bine. Băi, eu nu înțeleg, mă, de ce... Rămânem la meteorologie pentru Busu, cel mai premiat prezentator meteo din Europa. Mai nou el a devenit naturalist. Dacă îți place să tragi pe nas planta numită bășina porcului, asta este, n-ai ce să faci. N-ai încotro, ce faci? Ce te faci? O iei razna, nu mai știi de tine. Popular, așa se numește, dar științific are o altă denumire. Amenda ceneatium pentru limbajus licențiosum. Pe scurt, o să-ți uiei cu flatulația porcului cu tot. Dar de ce să dea din portofel? Pentru că n-a spus nimic rău. Ce să fac? De ce? O să dai din portofel. Hai să căutăm în Dex. Ia în treabă-l. Da, sigur. Cine e? Septimiu? E speriat de bombe, Septimiu? Care-i problemă? Nu, căutăm în Dex, nu e nicio problemă. E speriat de păpădie. Este o plantă care așa se numește. Da. Numele popular al plantei este bășina porcului. Mai zic o dată, ca să nu avem probleme. Nu putem să nu remarcăm și împunsăturile dintre Dedu și Busu. Unul e răutate mică și celălalt scârbă la fel de mică. Dacă îi spun răutate mică, se supără. Poți să-mi zici ca să mă bucur? Da. Scârbă mică. Scârbă mică. Așa îmi place. Bine, hai să vă spun. Vezi că l-ai lovit pe Vadim acum, râde, nu? La înciusez. Da. Și mai stă și lângă mine aici. Da. Nu.
Ăsta mic, spuneți. Bine, dacă ziceți voi, nu vă contrazicem. Doar că o prezentare meteo cu busul ar fi perfectă fără sonor. Exact cum s-a întâmplat la Răzvan și Dani. A, Luciana, ce faci? Bună, Dimi! Uite, mă, că-i soare la ea! Nu auzim pe Luciana și ea nu ne aude, așa că... Da, da, doar ea ne aude. Și noi nu auzim? Poate da. Suntem surzi? Da, cine știe. Cine? Luciana, te rugăm frumos să mimezi... Vremea! Vremea da. La Deva. E cald? E foarte bine. E așa, foarte frig. Prevăd un 18 grade maxima de azi. E frig. Mă, dar nu se vede, mă, că când e frig, la mine se vede. Vai, vai, măi băieți, dacă ați putea să faceți și cu Daniel același lucru, ar fi perfect. Adică doar să apară și să nu deschidă gura. Trecem acum la Bingo Metropolis, unde el palade de rateuri matematice. Ați câștigat 130.000 de lei! Mă scuzați, doamna Nechita, știu că vă descurcați bine la matematică, dar sunt 120.000 de lei. 120, bă, băi! O scuzați pe Nichita, că ea a făcut matematica cu profesoara de geografie. Deci 50 cu 70 cât fac? 120. Mă scuzați că... E nebună la cap. Deci ați câștigat 120 de... Lăsați că mă duc eu în... De mii de lei, adică 1.200.000.000. 1 miliard? 1 miliard, 200 da. De milioane. Da. Romică, dă-i o vitamină, dă-i o lecitină și scoate-l de la naftalină, frate, că uită de la mână până la gură. Tot în minunata emisiune de pomană și ajutor reciproc, s-a apucat să cânte manelistul Sorinel Puștu, care după ce că habar n-are versurile melodiei, a uitat și replica lui. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, n-am primit, n-am nimic. No, no, tu te-ai născut la locul potrivit, tu faci banii lipiți pe frunte, impozite plătești, nu, urli de mama focului că ai dușmani și totul îți merge din plin. La noi locul nașterii e nepotrivit. Că vă suportăm pe voi, ne plătim impozitele și taxele ca fraierii și suferim ca idioți în loc să plecăm unde vedem cu ochii. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, n-am primit, n-am. Am venit aici, este-i șansa mea. Să fac cânt un refren care să nu fie o mână. Dar nu mi-a ieșit până la sfârșit. Dacă nu m-am născut în locul potrivit de parte în India. Și așa, salut! Trupa Jumbo. Foarte bine interpretat. Bravo, extraordinar, omu! Că mă șener. Auzi, astea mici nu dansează și ele așa. Dacă și ele dansează așa, atunci emisiunea asta o să aibă și un dușman. Dar mă, un dușman. Doi dușman. Foarte bine, tailandezele este niște foarte fete nașpa. Alunecoase. Da. Vreau să vorbim cu câștigătorul nostru care o să plece la Roma, pentru că ne-a trimis nouă tot felul de lucruri. Domnul Bob Andrei are 25 de ani, este din orașul Gherla. Ce mai e în Gherla, domnul Bob? Bună seara! Bună seara! Păi în Gherla e bine, un pic am rece, dar e frumos, e o seară frumoasă. Cu cine pleci tu din Gherla în Roma, na?
cu soția mea cea dragă să merge. Să străiască și să vă duceți să faceți moștenitor sau aveți deja? Încă n-am, poate facem acolo. Nu e timpul pierdut și mai ales la ce ne arată guvernul. O să fie creștere economică la noi în țară, să faci 10 moștenitori, nu? Uite, dacă... Dacă mai avem timp așa după ce mâncăm pizza, macaroni și ce mai e pe acolo. Pizza, macaroni, bei un vin roșu și ies moștenitorii unul după altul, unul după altul. Deci că Roma seamănă cu noi, tot prăbușit așa. Mulțumim foarte mult, domnul Bob, că te uiți la emisiune și că ești interactiv și te pupăm! Ciao, Guri! Ciao! Ciao! Stăm de vorbă și... Ce spui? Halerelor și voi zdrențelor, iaca! Voi vodul e vesel, băi, deci echipa lui joacă tica-caca, titicaca, caca-maca, sau cum se numește chestia, pe care o joacă FC Barcelona, băi! Tiki-taka Barcelona, tiki-taka Barcelona... Ca Barcelona sau ca Steaua, nu? Tiki-taka Barcelona. Iată-l acum pe latifundiar explicând de ce palatul lui care e second hand se asortează cu Rolls-Royce-ul lui care e second hand și dacă se enervează el, bă, o să-și ia și un avion second hand. Nu că am luat-o, că nici nu mă interesează Rolls, nici nu prea îmi place mie Rolls. Pe mine albul ăla mi-a plăcut culoarea albă. Și am luat-o și să merg 3-4 ori, că eu o dau la vreun nepot. Și nu să cumpăr un... Boeing. Eu ți-o costa 50 de milioane. Și domnule, cum durează 3 ani. Atunci aveam bani mulți. Mă, nu am așa cum. Dar aveam prea mulți bani și am zis, domnule, îți dau 60 de milioane. Îți dau și 10 milioane și pagă. Dau 10 milioane și pagă, nu știu ce face. Vreau într-o lună. Și a zis, nu se poate. O să dai văd cât nu se poate. Și acum să ne rugăm și să-l ascultăm în înțelepciunea pură de parvenit cum pune relațiile dintre bărbați și femei pe treaptă de egalitate. Da, da, bărbații sunt puțin mai egali decât femeile. Bărbatul pentru femeie să fie exact ce este, ce ca și Dumnezeu. Adică bărbatul e Dumnezeu femei. Ce e biserica pentru vorbim, vorbim și pe tema asta, dar că nu se filmează. Da, și cred că trebuie să vorbim că se filmează ca să audă întreaga lume. Bărbatul și femeia sunt egale în drepturi, dar bărbatul este primul între egale. Dar după Dumnezeu, bărbatul este Dumnezeu femei. Ia auzi-l și pe popă că e din secolul ăsta. Aha, toți oamenii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții. Nunta s-a mutat apoi în curtea bisericii, unde Gigi l-a pocnit pe acordeonist după ceafă de două ori, pentru că n-a ghicit melodia ce și-o dorea el, doar el, cavalerul luminii și nașul mare. Apoi și-a vărsat năduful pe șoferul limuzinei, care n-a venit prompt să preia cotletul. Ăsta, coletul, băi! Adică mireasa, înțelegi? Băi, caschete! Caschete, bagă-ți mașina așa! Bagă mașina aici, să-i mireasa! Fraiere! O cașchetă, dar am văzut că ești fraiere, o cașchetă! Și altă cașchetă, uite că asta cașcheta neagră și asta maro. Poate puneți un stil nou. Scuze, ce? Sănătate, tatăle! Bună seara, domnule și domnilor, bună seara, bună seara! Suntem aceiași Costi Motanu și... Emil Găinărescu. Și transmitem în cadrul rubricii de sport partida de barbut făcută de Gigi la nuntă. Iată, iată formațiile de start, gazele îmbrăcate în training-uri Armani cu lanțuri de aur la gât și merțane la poartă. Iar oaspeții cu costume de lână, maniere de oaie și limuzine de mâna a doua, sigur. Fluierul de început îl dă chiar patronul, un fluier meltenesc de neam prost parvenit. Primii servesc gazdele niște cârnați, sarmale, pește și mămăligă cu brânză. Dar intervine Gigi cu alunecare împenibil, face un hands atingând brânza direct cu ghearele, după care se scobește fericit cu unghia în jambierele de lână sau interstițior. Incredibil, mireasa degajează buchetul, care este prins într-un stop perfect pe piept de bodyguardul patronului. Buchetul este sequestrat în portbagaj ca gustare pentru oile jupânului. Te întrerup, dă-mi voie, da. Cineva l-a driblat pe ginere și a furat mireasa. Poliția îl arestează din obișnuință pe Gigi, care ridică mâinile încătușate și urlă: Barabas pe cruce și Iisus la Napoli! Fluier final de vardist, patronul strigă după șoferul cu o cașchetă, dar apare generalul Puiu Iordănescu, care ne spune că Liverpool, Napoli și Utrecht pornește ca favorite. Încheiem această transmisiune, doamnelor și domnilor, și vrem să mai spunem ceva, că mai behe cineva la televizor. Back to the bone! Doamnelor și domnilor, Mircea Badea a ajuns la maximul ruperilor sale din figuri.
s-a uitat la rating, s-a uitat la cercetările pieței și s-a prins că e atât de îngrozitor de plictisitor că tot publicul său cască sau se uită la alte televiziuni. Na, conferențiare. Și atunci ce s-a gândit el să facă? Să primenească un pic imaginea de gibon în călduri. Ah, și s-a transformat în rockerist. De unde știm că e de imagine? Hai să vedem pe unde a cântat. Dimineața la Răzvan și Dani îmbrăcat într-un maiu de cocalar cu freză de barman și ochelari de fante. A urmat o incursiune la Acces Direct, unde s-a dat mare într-un duet cu Delia. E, vedeți? Spagatul ăsta a fost făcut împotriva lui Băsescu, evident. Noroc că la final a sunat Holia Moculozaurul și a mai tăiat puțin elanul. M-am așteptat ca astă seară să fie mult mai în formă decât ceea ce am auzit eu acum la telefon. Ceea ce... Ah, păi dacă ți-a auzit la telefon de asta... Nu, poate suna în timp ce eu cântam. Nu suna... O secundă. Aici există doi termeni care s-ar putea confunda. Eu se confund cântatul cu sunatul și dumneata se confund sunatul cu cântatul. Tatăl meu, Dumnezeu Ferite, spunea că democrație înseamnă că fiecare are dreptul să-și bată joc de el cum dorește. Dar credeți că exercițiul de imagine și de marketing s-a oprit aici? Ei, aș! Ba da, a lovit din nou! De asta dată la capatos! Pam, pam! She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Vai, dar ce hal fără de hal, băi frate. Știți care e culmea? Culmea e că un cocalar maiu cu freză de tocilar să se dea mare roacă. Nici la marketing nu te pricepă, conferențiare. Lasă că l-a adus Oreste cu picioarele pe pământ. Am mai cântat odată împreună la Prima TV, la show-ul ăla de duminică. Nu trebuie să mă aduce aminte că am fost și la Prima TV. La și chiar atunci a cântat Oscar Benton, Benson Her Blues. Da, deci mă, și-am cântat și manele. Știi că ăla e plin, netul plin și toți maneliști. Alelelelelele, unde chem fundeți femei? Alelelelelele, și eu cu băieții mei. Alelelelelele, unde chem fundeți? E, asta da, ți se potrivea maneaua. Și a venit și seara concertului. Mircea, înconjurat de Mircea Badieni, aleși pe Sprânceană, s-a dat în stambă la stabiliment. Și cea mai cu picioarele pe pământ a fost consoarta Mitocanului, care chiar are dreptate. De unde pasiunea asta a lui pentru muzic? Se numește criza bărbatului de vârstă mijlocie. Sunt primele semne ale îmbătrânirii. Azi își vopsesc firele albe. El a ales să cânte. Am fost mândru de el în seara asta. M-am bucurat tare mult. Și m-am bucurat foarte mult că oamenii ăștia mulți care au venit pentru el au fost extraordinar de încântați. Așa trebuie să arate un adevărat lider de opinie. El trebuie să facă opinie separată de restul trăgătorilor de fiare. El nu doar trage, ci și fredonează. Problema e că mai mult fredonează decât trage. Pozând în Terminator, el ne termină auditiv. Să nu fim răi și să-i urmăm succes în noua carieră, iar dacă nu merge, păi orice de golanuri nu mai suntem, îi recomandăm vreo două ca opțiuni. Vânzător de mături! Poate căra și măturile, încordându-și mușchi și poate zbiera în același timp. Mătură, mătură, mătură! Salvamar poate să-și etaleze și biceps, dar dacă observă vreo persoană în pericol, poate striga și după careva care știe să înnoate. Manelis la nunț. E și gurist. Poate căra și acordeonul. Și are și o suprafață mare, mare de repeat bagnote. Dar nu pe frunte, pe cip, pe unde mai e. Sau bade în piață, scuzați jocul de cuvinte. Dar poate fi și țăran.
poate că era și cartofi și poate să-și laude și marfa în același timp. Marfa avem și noi, nu pierdeți o zi din viața super eroului Spiderman. În fiecare dimineață, supereroul se trezește greu, foarte greu. Practic doarme ca un bolov, ca un prunc. Totuși, un singur lucru îl face pe supererou să se trezească. Un pic de încălzire nu strică nimănui. Micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. La el e praf. De dimineață, Mircea își aranjează puțin freza. Până spre după amiază. Deoarece nu are timp să citească o carte, supereroul iese la o alergare ușoară cu prietena lui. Și înapoi, așa țin control greutatea corporală. Spontaneitate, carismă, lider de opinie, idei revoluționare, toate poartă un nume. Seara după ce scrie pe blog, supereroul se vizează un mare cântăreț rock. Cu mușchi sub mai eu cânt așa mișto, conferențiar cu sperii. Rag așa intens, cu un talent imens, în mai eu vă sperii. Pe-ai pătrele tot ce vor șefii mei, eu nu le vreau nici banii. Felix m-a smute din nou și o păpăse mai Mircio m-aplaudă cu calarii. Îngrozitor de bine seamănă! Stai un pic că trupa Jukebox nu și-a terminat refrenul, a fost sceneta prea lungă și din cauza asta îi lăsăm pe cei de la Jukebox să bage și refrenul! Voi deci! Nu ține minte versurile, de-aia să uită în hârtie, mă rog. Lasă că niciodată. Când șefului îi place să ciripească, normal că și angajatul bagă triluri. Închipuiți-vă, oameni buni, imagine. La Vama Veche, printre rockerii lui Hrubaru amorțiți în gești de piele la plajă cu capul pe sticla de vodcă goală, apare Badea, antialcoolic, fair cash, în maio făcând jogging. Mircea, te-ai lipit? O să cânti cu formația ta Mongolia în deschidere la concertele Luguță. Dacă tot vin mai eu, să nu te mai uiți la noi și ai să nu lași acasă lanțul, mă. Gata, ajungi. Vă prezentăm acum, stimabili, Degringolada de la știrile Pro TV. Protestatarii se adună în Piața Victoriei. Acolo se află și colega noastră, Irina Gologan, care ne dă amănunte. Bună ziua, Irina!
Bună ziua tuturor! Sindicaliștii de la FSLI se vor adura mâine aici, în jurul orei 11. Ca bulicul ăsta mic confundă colegele, nu-i nimic. Să vedeți ce face Monica Dascălu, care o confundă pe domnișoara Tivadar cu Ilknur Pintilie de la Constanța. Cum s-a terminat totul, aflăm acum de la corespondentul nostru, Roxana Tivadar. Bună ziua, Roxana! Bună ziua, cel care l-a transportat pe rănit până la locul în care aștepta ambulanța a fost chiar polițistul din localitate. Atât pentru astăzi de la Timișoara, la revedere! Mulțumesc, Ilknur! Se vorbea de Ilknur și iată-o aici cum transmite. Oana Antoni, ce face? Ce face? O confundă cu una Camelia. Ilknur Pintilie are detalii suplimentare. Bună seara, Ilknur! Bună seara, Oana, bună seara, doamnelor și domnilor. Vântul suflă cu peste 50 de kilometri la oră. Așa o harababură n-a mai fost de mult la Trustul Pro. Trecem la antene, unde Oana se frigescu din nou cu prompterul. Și acum o știre de ultimă oră. Bă, frate, zici că l-a scos cineva din priză când le cade prompterul. Incredibil, fraților, uitați-vă la ele. Dâng, 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 dâng. Și acum o știre de ultimă oră. Iată acum la cronicuță un nene parlamentar care face o inversiune haioasă. Păi, din câte știu eu, suntem cam pe aceeași lundă, ungime de lundă, de undă. Drag alesule, pe aceeași ungime de lundă nu putem să fim veci, pentru că voi sunteți acolo foarte sus, cocoțați pe privilegii, și noi aici foarte jos plătind impozit, pentru ca unii să fie mai deștepți și mai egal decât noi în această democrație strâmbă. Păi, din câte știu eu, suntem cam pe aceeași lundă, ungime de lundă, de undă. Și la final, iată-l pe domnul Șmecher Ștecher, care e șmecher. Și pe deasupra e și fanul cronicii noastre. El amintește de celebra zicala cârcotașilor din 2003. Rușinică, rușinică, rușinică! Avertismentul transmis de sindicaliști acum. Dacă până pe 22 octombrie nu, e. Atunci ce? Păi asta am așteptat și eu, că am stat să pui la știre, că mă așteptam pe rând să zică dăm timp, dacă nu, era la modul așa, dacă nu, o să vedeți. Proiectul îi face așa cu degetul. Da. Rușinică, rușinică, de ce rușinică. Vai, mulțumim pentru așa un gest frumos, domnul Șmecher. Și la mai mare, că nu mai sunt vremuri de rușinică. Acum e vorba de rușinoaie, frate! Dacă până pe 22 octombrie nu, e. Atunci ce? Proiectul îi face așa cu degetul. Da. Rușinică, rușinică, de ce rușinică. N-am mai făcut de mult chestia asta, 2, 3 și noi. Rușinică, rușinică, rușinică! Vine cronica imediat, stați pe aproape!